Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest tutorial vom vorbi despre verificarea numelui pe YouTube, nu despre verificarea contului pe YouTube, pentru că acest lucru îl face toată lumea și este foarte, foarte simplu de făcut. Însă, în acest video, după cum am zis, vom vorbi și vom face un videotip comentariu despre verificarea numelui pe YouTube. După cum știți și voi, multe canale din România care au peste 100.000 de abonați de obicei au numele verificat. Și știți și voi, în dreptul numelui există un mic checkmark care arată că ei sunt canalul original, asta în cazul în care cineva le copiază canalul sau contentul. Însă întrebarea vine atunci când vrem și noi să fim verificați, numele canalului nostru să fie verificat. Ce trebuie să știm și se poate oare să fim verificați dacă avem sub 100.000 de abonați? Răspunsul este că nu în prima fază, dar vă voi arăta că acest lucru este totuși posibil. În primul rând o să vă arăt o poză pe care am găsit-o pe un site, în care avem câteva informații despre cum putem să primim această verificare. Ca să fim eligibili pentru această verificare, trebuie să ne conectăm la canalul nostru o pagină de Google Plus sau un profil. Pagina sau profilul de Google Plus trebuie să fie autorizat de brandul nostru. Dacă, să zicem, canalul nostru este conectat la o pagină de Google Plus, pagina trebuie să conțină un link către website-ul nostru și website-ul acesta trebuie să fie verificat iarăși de Google. Și în ultimul rând, canalul trebuie să aibă un număr substanțial de subscriberi. Asta este ceva care poate cu toții știam, însă vă voi arăta în acest videoclip că sunt canale care au abonați mult mai puțin decât 100.000 sau 90.000, pentru că de obicei cam pe la acest număr de abonați se primește verificarea numelui. Vă voi arăta că există canale care au chiar și 200 de abonați și au numele verificat pe YouTube. Trecem puțin pe pagina de suport a celor de la Google, în care ne zice cum să primim o insignă de verificare și ne spune că YouTube nu acceptă în general ofertele de a primi o verificare de nume. Canalul trebuie să se califice pentru o verificare dacă vrem să primim această insignă. În cazul în care canalul vostru nu are mai mult de 100.000 de abonați, de obicei nu este eligibil pentru o verificare. Și ne mai spune mai jos, dacă ne schimbăm numele, pierdem această insignă de verificare, însă automat peste câteva săptămâni aceasta va fi reactivată, pentru că dacă am primit acea insignă de verificare, înseamnă că contul nostru de YouTube este eligibil pentru o astfel de verificare. Haideți acum să vă arăt acel canal care are 200 de abonați și totuși are această verificare pe YouTube. Îl puteți vedea pe ecran în acest moment. Numele lui este KimOFY. O să vă las și un link în descriere dacă doriți cu acest canal. Este 100% real, îl puteți găsi și puteți să-i vizionați videoclipurile. Nu știu ce să zic, nu știu cum acest canal a reușit să obțină această verificare a numelui la doar 200 de abonați, când cam pe toate site-urile pe care am făcut research am găsit că trebuie să ai cel puțin 100.000 de abonați și încă câteva lucruri care sunt necesare pentru a avea această verificare a numelui. Sincer să fiu, nu știu ce să cred. Înseamnă că YouTube totuși dă random aceste verificări, probabil ține cont și de vizualizările dintr-o anumită perioadă și lucruri de genul acesta, nu știu sigur. Într-un timp era disponibil un site oferit, bineînțeles, de cei de la Google, pe care puteai să trimiți o ofertă de verificare și Google într-un fel te-ar fi verificat și dacă vedeau că contentul pe care tu îl creezi este de calitate, îți acorda o verificare. Însă acest lucru nu mai este disponibil pe YouTube. Deci, în concluzie, YouTube dă aceste verificări într-un mod random, dacă există canale și cu 200 de abonați care au această insignă de verificare. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Nu uitați, dacă doriți, puteți face și voi un mic research și puteți să-mi ziceți în rubrica de comentarii dacă ați găsit ceva mult mai concret decât ce am zis eu în acest videoclip. Nu uitați să lăsați sugestii în rubrica de comentarii pentru videoclipurile următoare. Eu am fost Semi, până data viitoare, la revedere!